Deschide! Of! De fiecare dată când vine în Transnistria emisarul lui Putin, Dimitri Rogozin, spune sau face câte vreo prostie. Nu că m-ar interesa starea psihică sau mentală a lui Rogozin, dar tâmpenile lui lovesc direct în noi. Așa-i deprins el încă de pe timpul când lupta pentru separatiști în războiul de pe Nistru. Of! Jignitor este și faptul că de fiecare dată când vine și pleacă prin aeroportul din Chișinău, pentru circul de la Tiraspol, are întrevederi cu oficialii noștri. De parcă ar fi un om normal, nu criminal de război. Normal ar fi fost să fie ținut la aeroport, să fie bine controlat, pus într-un dulap pentru 24 de ore, așa pățesc moldovenii noștri în aeroportul din Domodedova. Să-i se mai pună și o interdicție pe viață pentru Moldova și urcat la avion, pus în compartimentul de bagaje și trimis înapoi la Moscova. Sau cum i s-a întâmplat colonelului Sabirov, cel decorat de Șefciuc pentru că a omorât moldovenii în 92. De data aceasta, la cea mai recentă vizită a sa în Moldova, Dimitri Rogozin a inaugurat o școală moldovenească în satul Tașlâc. La prima vedere, ai vrea să-l lauzi, să zici, bravo, Michea, ți-au mai venit mințile la cap, te mai ocupi și de educație, nu doar de roboței în cosmos și bombe. Dar nu-i chiar așa, pentru că el vrea să renască proiectul mucigăit al limbii moldovenești, lansat în perioada Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești. Of. Ia ca încă o mostră de moldovenească de pe Wikipedia, dar să nu credeți că am învățat prostia asta pe de rost. Iată, mi-a printat-o Vaculovski aici. De-amu, vă două luni de zile de când Plugarul Roșu își lungește discuția despre ortografia moldovenească. Mai întâi trebuie de spus că sfada merge, nu dispare limba moldovenească, dar dispare ortografii, adică dispare sămnuirea sunetelor care sunt în limba jiei moldovenească. Petru Chior, comisar al poporului pentru învățământ în RASSM, în broșura despre ortografia moldovenească din 1929. Of. Unde intervine Rusia în toată joaca asta nebună de limba moldovenească? Mai ales că emisarul lui Putin le-a zis transnistrenilor că nu mai are bani să se descurce singuri, le-a dat undiță. Rogozin explică în ce constă suportul Rusiei în manuale de limbă moldovenească. Însă adevăratele lor manuale pentru noi, iată-le-s. Adică Rusia nu mai investește în sfeclă, hrișcă, cartușe, motorină, ci în limba moldovenească. Ca pe vremuri. Limba moldovenească e o bombă mai puternică decât armele transnistrenilor. Pentru asta a primit undă verde direct de la Putin. După limba moldovenească, ar trebui să ne așteptăm la renașterea realismului socialist în literatura transnistreană. Dar sunt curios, cine le va produce manuale? Vor căuta prin gunoiul sovietic sau vor inventa și niște profesori mari și savanți? Eu am găsit în pod o carte roasă de șoareci, se numește Cântăreța ai primilor cincinale și cuprinde scriitori din Republica Autonomă Sovietică Socialistă, Colhoznică și încă moldovenească. Vă citesc o poezie pe care o dedic lui Dima. Poate o să-i ajute la ceva. Autorul ei este moldoveanul Samuil Lehtzer. El ne învață cum e cu moldovenească. Îmi cer scuze totuși, am să o citesc probabil nu într-o moldovenească pură, așa cum și-ar dori o Rogozin. Vorbește capitala roșie! În țara capitalului, în fabrică, în uzină, s-a oprit motorul și a stat mașina. Droaia muncitorilor azi gătesc ceva. Alo, alo, gavarit Moscova! În asuprita Indie, în țările robite, unde gem noroadele în foame ostenite și în China răsculată și încă undeva, alo, alo, gavarit Moscova!
Și în țara slobozită, de unde s-a lungați sfinții, cnejii, țarul, boierii și bogați, în târguri și în sate, în colectiv, la sfat, alea, alea, gabarit Moscova! Rogozin este ocupantul. Lui nu-i place când cei ocupați vorbesc în rus. Trebuie ceva mai grețos, mai stâlcit, mai oțetit, mai chinuit, ca să te poată privi de sus. O bătaie de joc al limbii române e perfectă pentru ocupanți. Ei o numesc limba moldovenească. E chestia aia pe care o apără și mulți politicieni de la noi. E un semn că spălarea pe creier a mers. Trimiteți-i la acest muzeu, Muzeul Ocupației Sovietice. Închid. Rogozin?